Contraatac cu Cicător al Stelei. De lăudată insistența lui Adi Popa, care a reușit să facă față fizic unui duel cu doi adversari. De aici a ieșit această minge pe care Kipciu a gândit-o foarte bine. Probabil însă că dacă ar fi ratat această execuție, nimeni nu i-ar fi iertat-o lui Kipciu. Alexandru Kipciu reușește să deschidă scorul în minutul 14. Se spune despre Kipciu că este cel mai bun jucător al Stelei în acest sezon și în sezonul precedent, un jucător exponențial pentru ce înseamnă Roșii Albaștri în ultimii ani. Alexandru Kipciu înscrie în această seară la Ploiești golul său cu numărul 25 în această stagiune. Să vedem cum vor da replica cei din Ploiești, care au văzut la